Eu mai departe îmi spun glumii și trebuie să spui dacă sunt ok sau nu. Da? Cum îți spune? Ștefan. Un Ștefan pentru Ștefan! Aici îmi place că este un stand-up. Noi de obicei nu avem foarte des stand-up-uri, mai ales pentru că este un foarte interesant, plus este pro-european, deoarece eu susțin acest pro-europenism. Mai mult decât atât, atmosfera este foarte calmă, liniștită, veselă. Muzica tot e o cultură. Și muzica e un pas ca să ajungem în Europa, e un pas de dezvoltare și de creație pentru ca să intrăm cu toți, pentru a inspira pe toți. Atmosfera îmi pare foarte plăcută, foarte veselă. Personalul ce îmi place este cum persoana de pe scenă interacționează cu publicul. Avem un concert în aer liber, cu un pic de tematică care este pentru integrare UE. De ce? Pentru că noi considerăm că este foarte important să arătăm fața UE un pic altfel. Să arătăm că UE este despre tineri, cu participarea tinerilor la evenimente la care ei chiar vor să se implice, vor să participe și respectiv să ne simțim bine. Hai, vă-ți împreună! Și s-o din gaură, l-o